studenții încep facultatea pe 1 octombrie. Dacă pentru studenții din anii mai mari începerea cursurilor nu mai reprezintă un motiv de emoții, pentru boboci prima zi de facultate reprezintă un nou pas în viață. Cu 3 zile înainte de începerea anului universitar 2018-2019, studenții trebuie să se prezinte la centrele universitare pentru a intra în posesia camerelor de cămin, unde au primit cazare, conform cererilor aprobate. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș acordă subvenții de 2250 de lei pe lună angajatorilor care încadrează pe perioadă nedeterminată absolvenții instituțiilor de învățământ în interval de 12 luni de la absolvire. Prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii în condițiile legii în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, post-liceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii. Suportul financiar se acordă angajatorilor pe o perioadă de 12 luni pentru fiecare absolvent încadrat în muncă, iar în cazul în care sunt angajați absolvenți din rândul persoanelor cu handicap, subvenția se acordă 18 luni. Subvenția se acordă începând cu data încheierii convenției între angajator și agenție. Suma lunară se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat de către persoanele astfel încadrate și se acordă și pe perioada concediului de odihnă. Înălțarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii este cea mai veche dintre sărbătorile creștine și singura cu post aspru și rugăciune, ce apare atât în calendarul bizantin, cât și în cel latin, la data de 14 septembrie. Înălțarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii, așa cum se numește sărbătoarea în popor, este cinstită prin post și praznice, fiind cea mai veche sărbătoare închinată cinstirii lemnului sfânt. Spre deosebire de alte sărbători, înălțarea Sfintei Cruci se cinstește cu post pentru că aduce aminte de patimile și moartea Mântuitorului pe Golgota. Astfel, crucea a devenit un simbol al victoriei asupra morții și păcatului. Ziua Crucii vestește că vara s-a sfârșit și toamna își intră în drepturi. De asemenea, la țară începe culesul strugurilor și se face mustul.